Unele dintre cele mai moderne școli din România se găsesc în Cluj-Napoca. S-au atras fonduri europene încă din exercițiul financiar trecut, iar în prezent sunt în derulare și alte proiecte de investiții în infrastructura sistemului de învățământ. Sunt exemple de bună practică ce ar trebui urmate de fiecare administrație locală din România. Am avut școli reabilitate și pe perioada 2007-2013 și pe perioada 2014-2020. Am investit în acest moment, avem un proiect chiar în derulare cu 4 școli la care se fac investiții importante de peste 21 de milioane de euro. Acum, în plină criza noului coronavirus, unitățile școlare din Cluj-Napoca pot face față cu brio solicitărilor tehnologice. Încă de acum câțiva ani s-a instalat fibră optică în toate școlile din oraș, iar laboratoarele au fost dotate cu computere de ultimă generație. După izbucnirea crizei sanitare, au fost suplimentate numărul de tablete, iar în zonele defavorizate au fost montate sisteme de internet wireless pentru ca toți copiii să poată avea acces la învățământ. 3 milioane de euro a alocat Municipalitatea Clujeană către unitățile de învățământ pentru și mai multe computere, laptopuri, dar și căști, camere video, microfoane, ori alte echipamente. Banii au fost virați în conturile școlilor, s-au descentralizat licitațiile, deci fiecare școală a avut grijă să-și procure echipamentele necesare, dezinfectanți pentru școli, culoare separate, dezinfectarea curților școlilor, un copil în bancă, distanță de un metru, sunt lucruri elementare pe care le respectăm. Dincolo de pregătiri și investițiile făcute în sistemele de învățământ preuniversitar, Cluj-Napoca înseamnă și pol academic. Universitatea Babeș-Bolyai este în prezent singura universitate din România care a intrat în topul internațional Shanghai. Topul arată capacitatea universităților de a genera cunoaștere competitivă internațional. Nu este de mirare că atrage anual aproximativ 30.000 de studenți din toată lumea. Este un oraș bun, facultatea este de prestigiu. Universitatea Babeș-Bolyai, care este recunoscută la nivel național și internațional, cu studenți foarte buni care performează în diverse domenii, indiferent de facultăți, cu rezultate foarte bune. Universitatea mi-a oferit oportunitatea de a mă dezvolta din nou și acolo am găsit sprijin în a mă implica în anumite proiecte, în a alege drumul pe care vreau să merg. Ioana, care este stabilită de 6 ani în Cluj-Napoca, mai spune și că pe lângă mediul academic, cultură ori infrastructură, a fost impresionată și de sistemul medical din municipiu, foarte bine dezvoltat. Stat sau privat, serviciile sunt la fel de bune, este de părere tânăra. Și în acest domeniu, Primăria Cluj a făcut investiții, multe din fonduri de la Uniunea Europeană. Un exemplu, reabilitarea și dotarea ambulatorului de la Spitalul Clinic Municipal. Investiția a fost de numai puțin de 10 milioane de euro, explică experți clujeni. Și nu este singurul proiect important în domeniul sanitar. În acest moment avem în derulare un proiect de 5 milioane de euro de eficientizare energetică, reabilitare a întregului spital municipal. Pe de altă parte, în contextul crizei sanitare create de pandemia COVID-19, municipalitatea a depus documentație pentru a recupera de la autoritățile europene din banii cheltuiți pe echipamentele de protecție. Iar Cluj-Napoca este unul dintre cele 3 orașe din România unde vor fi construite spitalele regionale cu finanțare de la Comisia Europeană. Pentru proiect au fost aprobate 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. În 2026 ar urma să devină operațională investiția, conform informațiilor oficiale oferite de autoritățile Uniunii Europene. Iar de viitorul spital vor beneficia cetățenii din regiunea nord-vest a României.